Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru miți deschise. În cadrul acestei frumoase campanii prilejuite de sărbători, dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. O campanie joc, aș putea spune, în care am invitat colaboratorii, prietenii apropiați a editurii Herald, care au fost alături de noi în ultimele 8-9 luni în contextul pandemic, și am făcut, spun eu, lucruri frumoase, bineînțeles și cu sprijinul tehnologiei Toți am învățat să facem live-uri și înregistrări pe Zoom Am făcut materiale frumoase, interviuri frumoase Astăzi, alături de noi, ni s-a alăturat și mulțumim din suflet Cristian China Birta, unul dintre cei mai mari blogări O spun cu toată sinceritatea, fără să te perii blogger, antreprenor, consultant în social media. El a acceptat provocarea noastră, a acceptat invitația noastră de a se alătura acestei campanii Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine inițiată de editura Herald, dăruind o carte unei persoane dragi. Până la momentul în care vom ajunge să aflăm ce carte va dărui Cristian Kina Birta și cui, aș vrea să ne spună câteva gânduri despre anul acesta să se încheie 2020 și cum privim spre 2021, și, bineînțeles, inclus și un mesaj către uh, cititorii Herald. Păi, în primul rând, do super, Doamne, ajută la toată lumea! Cum zice uh, Vizante, unul din tovarășii mei care mi-e foarte, foarte drag, are el un personaj care, pe care îl cheamă uh, Doren, Dorin, Dorin Zidaru. Dorin Zinedin Zidaru. Exact. Și el, super, Doamne, ajută la toată lumea și la voi, ca faceți inițiativa asta. Mie mi se pare foarte tare. Uh, știi cum? ai să o zic altfel. Anul ăsta am văzut că multă lume zicea a, alții care fac chestii de-astea cu hai să fim mai buni de Crăciun, de sărbători, hai să fim mai buni așa. Și el ziceam, bă, și care e problema că cineva face chestii așa de fain? care e problema? Că dacă ne uităm în context, o să vedem că extrem de puțin sunt cei care faceți asta. Dacă ne uităm la ce înseamnă contextul ăsta editorial din România, sunteți foarte puțini care faceți asta. Și atunci cum să ne bucurăm de fiecare dată când se întâmplă așa ceva? Apropo de prdalnicul an 2020, cum îi zic eu, știi? Despre anul ăsta, ce să zic? Pentru noi, ca agenție digitală, a fost un an foarte bun, mă doare de fiecare dată sufletul, să zic asta, pentru că știu că încrozitor de multe industrii și business-uri s-au cam dus în cap, dar noi, ca pe zona digitală, întotdeauna noi câștigăm când există crize și asta, pentru că lumea se întoarce practic și zice, vai, dar hai să vedem ce se întâmplă pe digital. pe partea de business zic. Acum, pot face o listă cu 100 de puncte. Nașpa din anul noastră. Dar hai să facem numai trei bune, știi, să stăm pe optimism, așa, pe motivaționat. Păi unul la mână, uh, și nu, nu vorbesc doar în numele meu, vorbesc în numele altora, în numele celor pe care, cu care am povestit. Unul la mână, am stat mai mult acasă. Și cu bune și cu rele. Dar rămânem la partea bună, ce înseamnă stat mai mult acasă, ai stat mai mult cu familia exact. și ai avut mai mult timp de tine. Că la un moment dat te mai și plictiseai de zoom și de stat pe internet, mai puneai și tu mâna pe aici am vrut să ajung, toți cei din zona mea, da, eu am o bulă mai frumoasă, știi, mai, mai așa mai desteliști, cum ar veni, cum îmi place mie să zic, uh, toți cei din buna mea mi-au declarat pe studii, pe Excel, că am întrebat, au citit mult mai mult în perioada asta de pandemie, ceea ce e grozav. Acum nu știu dacă se regăsește și la cumpărat mai mult, dar de citit au citit uh, mai mult. Asta mi se pare un lucru foarte bun. Al doilea lucru bun care s-a întâmplat în pandemia asta, într-un mod paradoxal mi se pare, Deși am fost invadați, cum facem noi acum cu Zumul, cu tot felul de modalități de a discuta video, cu toate acestea, sau poate din cauza acestei presiuni de a fi obligat să povestim mult pe internet, lumea a început să găsească variante alternative de a discuta cu adevărat, one-to-one, -one, cu anumiți oameni. Deci, am avut o grămadă de oameni care n-am mai auzit de 100 de ani. Salomă, ce faci? Mi-era dor de tine, hai să. Foarte interesant asta. Nu știm exact cum ce se întâmplă în continuare pe partea de relații umane, toată nebunea asta cu pandemia, dar asta e un beneficiu foarte bun. Și beneficiul numărul 3 din 2020, care mi se pare, ar fi trebuit să-l pun pe locul întâi, mi se pare că pur și simplu cei care au minte să înțeleagă și suflet să proceseze ce -o înțeles mintea, că la mine așa funcționează, ei că anul ăsta le-a arătat un cartonaj roșu foarte mare. În ceea ce privește, nu neapărat prezența în digital. Că multe oameni zicem normal că tu propovăduiești digitalul. Nu, dragilor. Cartonașul roșu vi s-a arătat pentru că absolut tot ce faceți în zona de business, chiar în zona de viață, e ca un butoi. Eu am teoria butoiului. Oricât ai încercat tu să torni în butoiul ăla, dacă o doagă, e mai mică, pe acolo curgea. Asta vreau să zic eu, asta e lecția fundamentală pe care mulți ar trebui să o învețe. Digitalul, pentru mulți, o să doagă aia. Oricât ai, ar fi turnat ei, nu aveau cum să umple butoie, că se scurgea pe acolo. Cam astea ar fi cele trei chestii, așa, ca să nu mă întind. Ce aștept eu de la 2021? Nu am nicio mică idee. Eu de-aia nu citesc cărți de futurologie, de exemplu. Pentru că mă distrez foarte tare când citesc futurologii de acum 10 ani. Și zic, ia uite-mă la păcălicești. Păi nu, T ai că câțiva care totuși o nimerit-o ca trenduri și așa în rest, e o păcălea gravă. Tot ce zic ăștia cu futurologiile la care să ne uităm noi în, în, gura lor acum, mamă ce deștept zis. Nu e nimeni deștept decât a priori, punct. Poți fi deștept doar după ce s-a întâmplat și la analiză, știi? Deci nu mă bag să zic ce o să se întâmple în 2021, dar pot spera pot spera că o să fie mult mai bine din toate punctele de vedere. Apropo de futurologi, mi-aduc aminte în liceu, în adolescență, îi urmăream cărțile și era chiar o colecție. Când băteam Bulevardul Magheru pe la librării, era un cercetător, un om de știință pe care l-am apreciat foarte mult și cred că era unul dintre cei mai buni. Alvin Toffler, a, apropo de ce spunea el și ce spunea acum 30, 40, 50 de ani, a ajuns să se, să se adeverească? Pentru că, până la urmă, când vorbim și de partea asta de predictibilitate versus impredictibilitate, îți dai seama că anumite lucruri urmează să se întâmple, că ăsta e cursul firesc al evoluției umane, al omului și așa mai departe. Dar important este cum ne raportăm noi ca oameni și cum văd și eu lucrurile. Apropo de cartonaș roșu, natura ne-a arătat și natura un cartonaj roșu și să încercăm cumva să avem grijă de noi, de familiile noastre, dar să avem grijă și de mediul înconjurător. Că și pământul ăsta, planeta asta, până la urmă, metaforic vorbind, este casa unde, unde locuim și cred că nimănui nu i-ar plăcea să stea într-o casă unde pereții sunt dărâmați și nu ne interesează curge apa la robinet, resursele Chiar sunt, știi, și atunci consider că ăsta este un lucru important și cumva să privim exact cum ai spus tu, cu încredere, cu speranță, cu optimism, cu puțin curaj și să încercăm să trecem, și aici mesajul este cumva și pentru oamenii care au fost puțin mai panicați anul ăsta sau au dezvoltat tot felul de anxietăți. Unii chiar și episoade depresive, faptul că dacă suntem optimiști și cu încredere în Dumnezeu, cu siguranță vom trece. Știți, vorbeam, au, au trecut alții prin războaie, prin foamete, prin secetă în anii 40, cu tremurul mari din 77 și au răzbit mai departe. E Acum nu o să ne omoare, probabil, o uh, pandemie. Uh, Întorcându-ne la știință. Aș vrea să, să ne spui ce carte vrei să oferi și să vorbești puțin despre ea și să ne spui și cărei persoane îi dăruiește această carte. Da, auzi, înainte de asta, că ziceai de Alvin Toffler, a fost unul dintre cei care au nimerit-o, extrem de puțin. <laughs> și eu mai am preferatul meu dintre toții, aesa Kasimov. Da, să te uiți tu cum a scris, da, 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 ce scria da, da. el în 1950, da, se întâmplă în viitor și ne uităm ca tâmpiți acum și zic, băi, incredibil, de unde omul ăsta ceva nu prea era în regulă cu el. Dați puțin, cei care ne merez. Apropo, unul din, una din uh, micile mele plăceri nevinovate este acum, la final de an și la început de an, când o să fie, să mă uit la toți cei care zic 10 chestii care se întâmplă, 10 trenduri și le dau safe. Și la finalul anului, direct le zic, ia zi câte ai nimerit Păi nu, că înțelegi ce să mai explici, că ai nimerit una. Și eu, că păi, adică, mare futurolog și zic, o să plouă la anul. Da, mă, bravo. Păi o nimerești. de zic cu futurologia. Bun. Apropo de chestiile, ca să zic așa, de ce ne-am adunat aici. Măi, de la voi, am tot asta și m-am venit după ce am vorbit cu tine și am zis, uite, hai să facem treaba asta. Băi, și tot cu cartea asta rămas. Deci, Sean Carroll, Marele Tot, pentru mine a fost că tot asta am zis și tot o zic în continuare când ajungem la subiectul ăsta. Deci, cartea asta, pentru mine, e cartea care explică cel mai bine care e corelația, care e legătura mică și aproape insignifiantă, dar există între Universul ăsta mare și Universul din creierii capului nostru. Deci, mi se pare extraordinar cât de frumos și pe înțelesul tuturor uh, au reușit uh, coleguțul ăsta, Sean, să. să să pună problema. E o carte pe care o recomand din, toate, din, 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 tot sufletul meu. Apropo, îs în curs de scriere 10 cărți pentru creierii capului, așa le zic eu, pe care vi le recomand. Asta e una dintre ele, categoric e una dintre ele, din cele 10 cărți. Atât de tare mi-au plăcut și am simțit că mă ajută și că îi ajută și pe ceilalți. Este. este și uh, Marle, tot de la originea Universului și a vieții, până la sensul existenței de Sean Carroll, o carte publicată în colecția Mathesis, colecția de știință a Editurii Herald. Este o carte și o carte de popularizare a științei, uh, vorbindu-se, bineînțeles, de naturalismul poetic, pentru că găsim foarte multă poezie, totuși, într-o carte de știință, și aici uh, o spun cu modestie, dar și cu mult drag. Este și meritul unui prieten foarte drag și anume traducătorul acestei cărți. Este vorba de George Arion Junior, așa. care a tradus foarte bine și a rezonat cu textul cărții. Și din pleiada aceasta de să spunem corifei, bine să zic ai uh, naturalismului poetic și ai uh, popularizării uh, științei. Eu mai am doi uh, preferați pe care îi iubesc foarte mult pe lângă Sean Carroll. Este vorba, Carl despre, Sagan. este vorba despre celebrul Carl Sagan și despre Richard uh, Dawkins cu destrămarea uh, curcubeului. Da, o carte cu totul și cu totul uh, remarcabilă, o colecție de altfel cum spuneam, o colecție de popularizare a științei uh, bine făcută, bine organizată, cu titluri și cu nume mari din zona științei Ce ți s-a părut interesant la această carte și de ce o recomanzi? Uite, apropo de Carl Sagan, în perioada asta mi-am pus așa că am, am, zeci de cărți pe care trebuie să le mai citesc Dar pe lista scurtă ea e un palit punct albastru, obligatoriu Obligatoriu să o citesc pentru că simt că mi-a venit vremea, știi, că așa e. Mă la cartea asta lui Sean Carroll, Multă lume mi zice, bă, dar nu e mare șmecherie ce zice el acolo. Și asta să mă gândesc, zic, mă, da, într-adevăr, nu e mare șmecherie ce zice el acolo. E că adică toate chestiile pe care le zice au mai fost zise îți, pentru cei care cunosc științe, așa, niște chestii, a, a, bravo, mă, 2 plus 2, 4. Eu sunt de acord cu asta. Doar că modul în care o împachetat el și o reușit și dintr-o parte și din alta și să le fac așa, e ca la o mâncare bună. Sau cum fac eu acum bere artizanală, cum îți iese o bere bună, când știi să pui când să pui hameiul, pe care trebuie. Când? Exact. Și împreună îți iese. Că dacă mănânci la bere numai malțul ăla, nu-i bun. Dacă mănânci numai hameiul, nu-i bun. Așa și astea. Toate informațiile alea, separat, sunt ok, dar seci, sunt așa. Doar și Carol a reușit să facă o șaur mică cu de toate, care a ieșit extraordinar din punctul ăsta de vedere. Așa că mai ales pentru cei care nu prea s-au lovit cumva de, de, zona asta de popularizare științifică, pe zona asta de univers și pe cea mai de interior, e o, o, un punct de intrare, dacă vrei, o vamă, care nu ți-a -ți vamă, cartea asta e extraordinar. Pentru că prin asta poți să ieși și ai acolo, îți dă o grămadă de alte cărți, o grămadă de alte idei unde poți să mergi și poți să începi să explorezi domeniul ăsta. De-aia zic eu, cred că e... sau poate știi cum se întâmplă în viață. Poate așa m-a exact când o trebuit să pice cartea asta. Știi? A, și de-aia m-a impresionat așa tare, dar încă o dată, eu sunt arogant și dacă la mine a fost așa de mare impact, care nu sunt ultimul idiot în viață, știi? Sunt absolut sigur că pe o grămadă de alți oameni o să îi impacteze, cum ar zice cu corporatistul, la fel de tare cât m-a impactat pe mine. Cui vrei să dăruiești această carte? Băi, să știi că foarte, greu. foarte dificil a fost. a fost cel mai greu lucru. Nu, să aleg cartea, așa a fost greu, dar să aleg cui să-i o dau. Și de ce? Pentru că am o grămadă de cunoștință, o grămadă de oameni care ar meritau. Pur și simplu ar meritau. Dar eu, din motive care țin de faptul că mă regăsesc cumva așa în ce face ea și în Feng shui ei, e coleguța Luiza Ene, care e o cititoare super tare de cărți, dar ce e fabulos la ea că reușește să facă asta în condițiile în care jobul ei pă, e ceva ce puțină lume ar putea să facă presiunea e constantă uh, la care e supus în timpul jobului și cu toate astea eu am niște recomandări de la ea de cărți grozave pe care m-am -am, și zis, bun, gata, o pun pe listă, măi, lui Zava, oh, iar încă o chestie pe care trebuie să o citesc, da, de aia îmi place. Plus că e o fată foarte, foarte simpatică, foarte, foarte faină și din punctul meu de vedere uh, E unul din mari propovăduitori ai cititului, ai lecturii din, din țara asta și măcar pentru asta și merită tot respectul nostru. De-aia, dragă Luiza, te-am premiat. Eu mă bucur mă bucur foarte mult. Eu nu știam. Este o surpriză și pentru mine. Mă bucur foarte mult pentru că o cunosc bine pe Luiza. Suntem prieteni. Și ea, întâmplarea face, sau poate nu întâmplarea, uite, o sincronicitate, faptul că este... Colaboratoare a editorii Herald și întotdeauna, e, da. întotdeauna, toate scrie recenzii, promovează toate înregistrările pe care le facem noi cu invitații noștri. Așa că, uite, vezi, -a, poate n-a fost chiar o întâmplare că te-ai gândit la ea. Într-adevăr, este un om cu totul și cu totul special și mi-aș dori. Să fie și ea de acord să dea, să spunem, leapșa aceasta mai departe, da? Și să continuăm jocul nostru din cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Dragii noștri, a fost alături de noi Cristian Chinabirta, un om frumos și o spun cu toată convingerea. Am vorbit despre, da, am vorbit despre cartea lui Sean Carroll, Marele Tot. De la originea Universului și a vieții până la sensul existenței, o carte publicată în colecția Matesis a Editurii Herald, carte pe care uh, Cristian Chinabirta o dăruiește uh, mai departe uh, Luizei Ene, uh, care de altfel deține și uh, blogul Cărți, uh, Cafea și Tutun, parcă sau cam așa ceva, dacă nu mă înșel. niște că -o și o reconfigurat raseaua, trapă luiza cu un așa da, cum se cuvine. Da. Da, Să-și da. asume ce zice, să nu ne amurească cu cărți și cafea da. Bun, mulțumim foarte mult, Cristian, pentru gândurile bune Pentru faptul că ai acceptat invitația noastră Chiar îți mulțumim din suflet Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise cu un alt invitat care a acceptat să intre în acest joc, în această campanie Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald Iar aceste filmulețe, ca și acesta făcut cu Cristian, le găsiți pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald Încă o dată, mulțumiri Cristian! Să aveți o zi Binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere!